Patriarhul Irineu al Serbiei va fi înmormântat mâine în cripta din subsolul Catedralei Sfântul Sava din Belgrad. În dimineața aceasta, la Catedrala Patriarhală Veche din capitala Serbiei, în al preasfințitul părinte Hrisostom, mitropolit de Bosnia și locțitor de patriarh, împreună cu alți cinci membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Sârbe, a săvârșit Sfânta Liturghie și o slujbă de pomenire pentru Patriarhul Irineu. După Sfânta Liturghie, sicriul cu trupul Patriarhului a fost dus de soldații ai armatei sârbe la Catedrala Sfântul Sava, unde va rămâne până la înmormântare. Despre programul zilei de mâine ne-a vorbit părintele Emanuel Tăpălagă, vicar administrativ pentru Voivodina din cadrul Episcopiei Daciei Felix. Mâine, la ora 9, va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de către înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Hristostom, împreună cu alți ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe. După Sfânta Liturghie, va urma slujba de înmormântare al celui de al 45-lea patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe. Apoi trupul neînsuflețit al patriarhului Irineu va fi înhumat în cripta de la subsolul catedralei Sfântul Sava. Va fi primul patriarh înmormântat acolo. La slujba Sfintei Liturghii și la slujba de prohodire a patriarhului vor asista președinții Serbiei și al Bosniei. În vârstă de 90 de ani, patriarhul Irineu a păstorit poporul sârb timp de 10 ani. Deținea și titlurile de arhiepiscop de Peci și mitropolit de Belgrad și Carloviț.